Bun găsit! Marți au început procedurile de evacuare a societății TPL din spațiile pe care le ocupa pe strada Traian Vuia și care sunt în proprietatea TASA. Este vorba de o suprafață de 25.000 de metri pătrați pe care se află halele de reparație ale autobuzelor și stația de alimentare cu carburanți. La fața locului a fost prezent și viceprimarul Lucian Harșovski, după care a plecat la sediul TASA Suceava pentru negocieri cu reprezentanții acestei societăți. În urma negocierilor purtate marți dimineață la sediul TASA între reprezentanții acestei societăți și conducerea TPL și viceprimarul Lucian Harșovski, s-a ajuns la un acord pentru deblocarea situației. M-am deplasat la fața locului și am purtat discuții cu conducerea TASA SA și cu executorul judecătoresc, respectiv cu avocații celor de la TASA, și am deblocat situația în sensul că în perioada următoare vom analiza transparent în Consiliul Local, cum e și normal, situația de la TPL, să vedem de ce s-a ajuns în această situație, pentru că trebuie spus clar acolo. Fantoma TPS-ului încă ne bântuie. În 2004 a fost falimentat acest transport public Suceava, cum era numit el, și bunurile TPS-ului au fost scoase la licitație de către Finanțele Sucevene, vândute ulterior cu suma de 151.000 de euro către TASA. E clar că bunurile aparțin unei societăți comerciale și noi, cei de la TPL sau TPL-ul, ar trebui să găsească o soluție de comun acord cu ei pentru folosirea celor hale și ateliere de reparații. Nu am înțeles de ce din 2012, în condiții în care este o hotărâre definitivă și revocabilă a instanței în care obligă TPL-ul la plata unei chirii, cred că în valoare de 381.000 de lei, care a fost achitată ulterior. Nu am înțeles de ce din 2012 până acum nu este un contract de închiriere sau o situație la zi a datoriilor. Au avut șansa până acum să rezolve problema, n-au rezolvat-o, eu i-am asigurat și pe cei de la TASA, dar asigur și Suceveni că va fi o decizie transparentă de acum în Consiliul Local luată, pentru că trebuie spus clar, TPL-ul putea să încheie contracte de închiriere sau de prestări servicii cu terțe părți. Părțile au convenit să suspende executarea silită pentru o anumită perioadă, iar în acest interval urmează să se ajungă la o înțelegere amiabilă. S-a ajuns la un acord de mediere, ca să spun așa, în care am spus noi că în 90 de zile vom prezenta situația exactă de la TPL cu propunerile noastre și, bineînțeles, cu acordul lor, dacă va fi nevoie, pentru a folosi aceste hale, care, repet, sunt proprietatea privată a TASA SA. Eu nu am înțeles de ce au ajuns în proprietatea TASA SA, în condiții în care municipalitatea sau noul TPL trebuiau să le achiziționeze atunci când erau vândute la licitație de către Finanțele Sucevene cu 151.000 de euro. Asta vorbim la nivelul anului 2004.